Trei bărbați prinși la furat de produse petroliere au fost opriți de jandarmi cu focuri de armă. S-a întâmplat la Cuza Vodă în Constanța. Cei trei, doi din Ilfov și unul din Dâmbovița, montaseră o instalație artizanală la o conductă cu țiței și cu ea mutau combustibilul într-un bazin artizanal aflat într-un camion. Atunci au văzut jandarmii și au somat să se predea. Pentru că au refuzat, ba chiar au încercat să fugă, aceștia au tras câteva focuri de armă de avertisment. Până la urmă, hoții cu vârste cuprinse între 36 și 52 de ani au fost prinși și încătușați. Ei sunt acum cercetați pentru furt calificat și riscă până la 10 ani de închisoare. Și acum e